Pădurea amazoniană este un loc neobișnuit, care e plin de o varietate mare de animale. Poți întâlni aici diferite creaturi, de la cel mai mare șarpe, care e cam secretos, până la Dracula lumii animalelor, sau un furnicar cu o poziție a corpului neobișnuită. În acest episod veți vedea cele mai rare și neobișnuite animale ale Amazoniei, așa că puneți un like și haideți să vedem despre ce este vorba! O creatură misterioasă. În adâncurile pădurii Amazoniei dense, un grup de cercetători au mers într-o expediție, sperând să descopere noi secrete ale naturii. În inimile lor ardea dorința de a descoperi o creatură necunoscută și să afle mai multe despre lumea din jur. În timpul acestei expediții, cercetătorii au dat de un fenomen ciudat. În umbra vegetației dense au observat o siluetă care se agăța cu disperare de copac. Când s-au apropiat, au văzut o creatură care se deosebea mult de tot ce au văzut vreodată. Creatura era cam de aceeași înălțime ca și cercetătorii, dar corpul acesteia era acoperit cu piele netedă și lucioasă, de un albastru deschis neobișnuit. Stătea pe două picioare și avea două mâini, cu acâte 5 degete, care semănau mult cu mâinile umane. Ochii îi erau mari și incredibil de frumoși, cu nuanțe verzi și violet. Nimeni din grupul cercetătorilor nu putea să-și imagineze cum o astfel de creatură putea să ajungă în jungla Amazonului, dar în locul fricii și incertitudinii simțeau doar o curiozitate adâncă și dorința de a afla mai multe despre acest străin neobișnuit. Cu ce s-a terminat această poveste? Nu știm, dar cred că poza și povestea pot să se dovedească a fi adevărate, căci tot știm despre jungla amazoniană vastă și despre creaturile foarte diferite și neobișnuite care locuiesc acolo. Prieteni, dar ce credeți voi despre asta? E o poveste reală sau nu mai mult decât invenția cuiva? Un vampir obișnuit. Desmodus este un alt nume oferit de oamenii de știință acestui vampir neobișnuit, sau mai degrabă destul de obișnuit. În sălbăticie, acest liliac poate să trăiască aproximativ 12 ani, ceea ce e destul de mult dacă avem în vedere stilul de viață. Iese la vânătoare doar noaptea. Ar fi fost ciudat să fie altfel. Păi iată, odată ieșind la vânătoare, el încearcă să găsească o pradă potențială. Rolul acesteia poate să-l joace aproape oricine. Important e ca să fie destul de mare, apetisant și în același timp să doarmă. Când un astfel de obiect este găsit, liliacul se așează undeva pe alături și se apropie încet de țintă. În nasul acestuia se află un receptor termic sensibil care îi permite fără probleme să identifice locul perfect pentru mușcătură. Cel mai des este ales un punct al gâtului sau în zona urechii, unde există o mulțime de capilare. Dar liliacul vampir nu se grăbește să-și muște victima rapid, ca în filme. De la început, înmoaie locul cu saliva sa. În 10-15 minute, zona nu mai este sensibilă. Este un efect de genul anesteziei. Astfel, prada nu se va trezi și nu va încurca vampirului să se sature de sânge. Următoarea etapă este curățarea zonei. Este important să guste din sânge pur, nu din fire de păr sau blană. Liliacul îndepărtează blana din locul mușcăturii și cu incisivii ascuțiți face o tăitură din care începe să curgă sângele abundent. Limba îndoită este aproape de rană și sângele curge în gura animalului fără să se coaguleze. Pentru saturația completă este nevoie aproximativ de 30 de minute. În tot acest timp, liliacul bea aproximativ 60 de grame de sânge, mai mult de 1,5 ori decât propria greutate. Tamandua. Este un mamifer din familia furnicarilor, deși mie personal îmi amintește mai mult de un ursuleț. Lungimea corpului nu depășește 88 de cm, coada ajunge la 50 de cm, greutatea e de 4-5 kg. Pare că așa dimensiuni ciudate nu i-ar permite animalului să ducă un mod activ de viață. Dar nu e așa. Creatura s-a învățat să facă așa trucuri pe copac că ar putea preda ore de acrobație. Asta în ciuda faptului că tamandua, în afară de furnici și termite, nu mănâncă aproape nimic. Da, uneori mai diversifică meniul cu albini sălbatice, dar nu mai mult. Ei bine, e logic când gura ta are diametrul unui creion, nimic în afară de o insectă nu încape în ea. Dar limba înfiorătoare de 40 de cm pentru prinderea insectelor menționate este un dar de la Dumnezeu. Dați-i acestui mamifer numai mult de o zi și va lichida cel puțin 9000 de furnici. Însă nu mănâncă orice fel de furnici. Unele specii pot să organizeze un atac cu care nu se va putea isprăvi. Dar să nu credeți că e un mamifer slab și că nu poate face nimic altceva decât câteva trucuri pe copac.
Nu e așa. După aspectul drăguț se ascunde o putere reală, în forma unor gheare de 10 cm, cu care fără probleme descoperă mobile de termite ca pe niște conserve. Vecinii lui observă asta și, anume din această cauză, nu se grăbesc și nu riscă să atace acești furnicari. Dacă operează atât de ușor cu ghearele și umblă prin mobilele de termite, atunci lor să le cauzeze vătămări grave nu îi va lua prea mult efort. De-aia nimeni nu vrea să strice relațiile cu tamandua. Oacaris cheală. Așa se numește o specie de primate, trăsătura distinctivă a cărora este fața roșie fără blană. Nu degeaba localnicii mereu glumesc că Oacaris cheală este un turist ars de soare. Primatele se găsesc în America de Sud și anume în pădurea amazoniană. Habitatul lor includ pădurile din Brazilia și Columbia. Putem să le credem ființe adaptate social. Ele mereu creează grupuri care pot număra de la 60 la 30 de indivizi. Se hrănesc cu fructe, dar uneori pot mânca semințe sau chiar și insecte. Primatele cu înfățișare neobișnuită trăiesc lângă apă unde există vegetație densă. Coboară la pământ foarte rar. Ori atunci când au acolo în vârf probleme cu proviziile, ori dacă, după sezonul ploios, vor să adune fructele căzute la pământ. Dar noi cam am trecut prea rapid peste subiectul fețelor colorate. Știți cum a apărut? Epiderma feței lor nu are pigment, iar plasa capilară se vede foarte bine prin ea. Șarpele de tufiș. O denumire alternativă a acestui șarpe este surucucu. Este cel mai mare reprezentant al șerpilor venenoși din America de Sud, familia de vipere. Din fericire, se întâlnește rar cu oamenii, căci șarpele trăiește acolo unde aproape că nu există oameni. Îi este caracteristic un stil de viață solitar, dar la privirea ascuțită a omului nimeni nimic și niciodată nu poate fugi. Dar de ce de aceste reptile trebuie să te ferești? Ele cresc până la 4 metri în lungime și au în arsenalul său dinți otrăvitori de 4 cm. Acest șarpe nu cunoaște frica, dar în ciuda tuturor celor menționate, nu e agresiv. Dimpotrivă, preferă tactica mai atentă. De fiecare dată când își scoate limba afară, adună mirosuri din aer, frunze și pământ. Limba transmite toate aceste informații organelor senzoriale situate pe capul șarpelui, se numește organul lui Jacobson, apoi de acolo la creier. Șarpele află cine și când a trecut pe aici și fără efort poate să-l găsească. Niciun animăluț sau altă pradă potențială nu va scăpa, însă nu se va lua la fugă după ea dacă a trecut pe acolo cu multă vreme urma. Astfel începe să aștepte. Răbdarea acestui șarpe este titanică. Cât de titanică? Ei bine, poate aștepta într-o poziție câteva zile sau chiar o săptămână. În acest moment va cheltui foarte puțină energie. Cephalopterus ornatus, pasărea umbrelă de Amazon. Masculii acestei specii se consideră a fi unii dintre cei mai mari reprezentanți ai familiei Cotingidae. Pot cântări până la 600 de grame și lungimea lor ajunge la 55 de cm. Dacă cineva dintre voi va dori să întâlnească acest exemplar, trebuie să știți că mai jos de 800 de metri deasupra nivelului mării nu coboară. Să găsiți pasărea nu va fi greu. Dacă totuși vreți să o faceți, are penaj negru și o coafură pe care ar fi invidiat-o însuși Elvis Presley. Dar atuul principal al păsării este această chestiuță ciudată care atârnă din gâtul ei. Este sacul gutural, care crește până la 35 de cm. Nu este greu să ghicim că din cauza acestui detaliu, pasărea umbrelă nu prea iubește să zboare. În general, se deplasează în punctul necesar, pe jos. Aceste păsări încearcă din toate puterile să se ascundă, să rămână neobservate. Mănâncă fructe în tăcere, insecte, păianjeni, șopârle și alte snack-uri din junglă. Odată ce ajung la perioada de împerechere, nu-și mai ascund localizarea. Chiar invers, încearcă să povestească întregii lumi unde se află în acel moment. În primul rând, desigur că cheamă femelele. Mascule emit un sunet care seamănă cu ceva între urletul leului și behăitul unui miel. Filobates teribilis. Această broască despre care vom vorbi chiar acum, aș numi-o supraabundență totală de venin. Vă întrebați de ce? Chestia e că doar o atingere e îndeajuns ca să dobori 250 de adulți. În același timp este foarte greu să o găsești. Da, are o culoare galbenă foarte evidentă, dar odată cu asta are o lungime de doar 2-4 cm. Un astfel de corp minuscul conține batraciotoxina. Doza fatală pentru om este de doar 2 micrograme. O broască poate să aibă 1 mg întreg, adică 500 de doze fatale. Dacă omul va atinge din greșeală corpul ei, otrăvirea fatală îi este garantată. De unde s-a luat așa toxicitate? Ei bine, versiunea principală este că veninul broasca îl dobândește din insectele toxice cu care se hrănește.
Vom începe imediat cu un pește destul de mare, care îi poate întrece pe mulți la capitolul colți. Poate ajunge la 50 de kg în greutate, iar lungimea poate depăși 1,3 metri. Cu așa dimensiuni impresionante, peștele are 31 de dinți. Fiecare dintre ei, fără excepție, poate fi comparat cu un brici ascuțit. Din cauza fălcii puternice, este aproape imposibil să scapi din mușcătura peștelui tigru Goliat. De aia ocupă pe bună dreptate poziția unuia dintre cei mai periculoși pești din lume. De asemenea, din cauza comportamentului foarte agresiv, pescarii încearcă să prindă acest pește. E ca un fel de challenge pentru ei. Dar nu fiecare reușește, maxim 1 din 10. Această creatură poate să-ți roade undi și poate să nuate împotriva curentului și, în general, să facă tot ce vine în cap. Hydrolycus comberoides. Această creatură, spre deosebire de peștele tigru, nu ne va uimi prin dimensiunile sale, dar nici nu are nevoie de asta, fiindcă deține niște colți enormi, care îi cresc din mandibula. Anume, din cauza acestor dinți lungi, a primit porecla de pește vampir, dar nici aceste arme ascuțite nu sunt unica cu ce poate să ne uimească. El e capabil să sară din apă la o înălțime destul de impresionantă. Peștele se deplasează foarte rapid și orice întrebare este rezolvată cu agresivitate și putere. Pe scurt, este un adevărat taur, care dacă a văzut ținta, va merge după ea necătând la orice. Acest pește poate să se lămurească rapid și cu o pirania. Deși această specie a devenit faimoasă pentru acești doi colți de vampir, mai are și dinți ascuțiți pe tot perimetrul cavității bucale. Având în vedere că colții ajung la 10-15 cm în lungime, în maxilar există două găuri unde acești colți se parchează, când peștele închide gura. Peștele leu. Dacă creaturile precedente insuflau frică și conștientizarea faptului că e mai bine să nu le întâlnești, atunci în acest caz totul e invers. Nu știu cum voi, dar mie îmi vine să-l ating. Acest pește e prea frumos, cu o culoare neobișnuită, mic, dar dacă m-aș fi atins de el, avea să am multe probleme. Peștele leu este foarte periculos și anume prin veninul din țepii săi ascunși sub înotătoare. Când peștele simte pericol, începe rapid să-și răspândească înotătoarele și atacă activ, încercând să înțepe inamicul. Un factor curios. Deși peștele este foarte periculos, se folosește încă de o popularitate sporită ca pește pentru acvarium. Oamenii sunt impresionați de aspectul lui incredibil. O specie pe care sigur n-ai vrea să o ții în acvarium este murena. Este o creatură uriașă de grosimea unei coapse de adult, cu lungimea de 3 metri, poate cântări până la 30 de kg. Prin părți are un fel de mucus care îi permite fără probleme să intre în orice tip de peșteri și ascunzișuri. Dar principala caracteristică a acestui pește este, după cum înțelegeți, nu asta. Este considerat unul dintre cei mai periculoși pești din cauza fălcilor duble. Prima se află acolo unde trebuie, iar a doua în zona gâtului. De-aia există o teorie cum anume murena a servit drept prototip pentru monstrul din filmul Alien. Principiul vânătorii acestei creaturi este destul de simplu. Murena așteaptă noaptea, se ascunde într-un adăpost de unde e imposibil să o observi și de îndată ce pe alături trece prada, face un atac fulgerător și o înghite. Apropo despre victime, murenele se numesc agenții sanitari ai lumii subacvatice. Știți de ce? Pentru că mănâncă pești slăbiți și bolnavi. Erau considerate creaturi periculoase încă în antichitate. În Roma antică exista chiar și o executare înfiorătoare. Oamenii erau aruncați în piscine cu murene, iar această luptă dură era urmărită de către toți. Luptă în care omul era condamnat la moarte. Prădătorii aproape că nu erau deloc răniți și obișnuiți cu mirosul de sânge. Se pare că nivelul de tensiune a crescut puțin. Haideți să schimbăm subiectul și să aruncăm o privire la pești neobișnuiți, printre care va fi și cel mai otrăvitor, dar și cel mai ciudat pește care iese pe uscat. Peștele piatră. Auzind această denumire, puțin probabil că veți face o analogie cu ființele de dinainte. Tot ce face acest pește este să stea nemișcat la fundul oceanului, asta doar la prima vedere. Dar după cum știm, prima impresie este de obicei înșelătoare. Acest prădător este dornic să aspire victima în gura sa de vie sau să o otrăvească fără șanse de a supraviețui. Se camuflează atât de bine că e aproape imposibil să-l deosebești de o piatră obișnuită. Peștele piatră se ascunde la fund și așteaptă momentul potrivit ca să atace peștele care i-a dat din ochi. Deși e incorrect să numim asta atac, aici totul se termină mai rapid.
Un mare haț și gata, victima este în pântecele lui. Însuși peștele e imposibil să fie consumat. În primul rând, încearcă să-l găsești. În al doilea rând, va străpunge cu plăcere cu spinii săi utrăvitori orice oaspete neinvitat pe teritoriul său. Apropo, anume peștele piatră se consideră a fi cel mai utrăvitor pește din lume. Chiar și omul poate să cadă în capcana lui, iar capcana va fi foarte dureroasă. Veninul lui este complex și lovește atât mușchiul cardiac, cât și întregul sistem nervos. Fără ajutor în timp scurt, omul va deceda destul de rapid. Peștele Anabas este foarte periculos, teribil de periculos, nu pentru puterea pe care o are, ci pentru dezechilibrul pe care îl aduce în lume. Chestia e că această creatură nu de mult s-a stabilit în Australia, deși este originară din Asia de Sud-Est. Totul fiindcă trucul pe care poate să-l facă este să iasă pe uscat. Oamenii de știință au început să tragă alarma. Acest pește este o pradă foarte dificilă. Multe animale nu cunosc asta și ca urmare, șerpi, păsări, rozătoare, oricine poate să încerce să mănânce acest pește. Doar că încercarea, în 100% dintre cazuri, este un eșec. Peștele are o măsură de protecție super eficientă. Pe lângă notătoarele ascuțite, are niște spine în spatele învelișului branhial. Dacă cineva se va hotărî să înghită acest pește în întregime, va plăti cu viața. Anabas blochează tractul respirator și nu permite să fie scuipat înapoi. Astfel, aceiași șerpi care habar nu au ce fel de pește este, vor muri unul după altul. Ca urmare, asta va duce la perturbarea mediului natural. Animalele vor avea nevoie de minim câțiva ani ca să se obișnuiască cu asta. Și toate din cauza că un pește micuț s-a învățat să iasă la suprafață. Cine ar fi crezut că va aduce atâtea probleme și necazuri? Amuzant e faptul că la suprafață peștele iese nu pur și simplu, ci fiindcă trebuie să se mute în alt corp de apă. Pseudoliparis amblistomopsis urmează locuitorul tuturor oceanelor, de la Arctica la Antarctica, dar nu unul simplu, ci al adâncurilor. Este un pește adevărat care poartă denumirea de vertebrată, care se găsește la cea mai mare adâncime de pe Terra. Nu-i permite să se ridice la suprafață propriul corp, e prea fragil pentru acest proces. A rămas blocat pentru totdeauna în adâncurile sale. Să se ridice e imposibil din cauza corpului, iar să coboare la fel e ireal, după cuvintele cercetătorilor. Chestia este că, la adâncimea cu care s-a obișnuit, peștele nu va putea face față presiunii. Ca să înțelegeți cât de mare e presiunea, ea poate fi egalată cu greutatea 1600 de elefanți. În așa mediu, peștii înoată normal depun ouă cu un diametru de aproximativ 1 cm și se hrănesc cu diferite crustacee. Trăind multă vreme în astfel de condiții, creatura și-a dezvoltat o mulțime de atribute care o ajută să supraviețuiască în adâncuri. Are gene în plus pentru recuperarea ADN-ului și producția substanței chimice care stabilizează proteinele vitale. De asemenea, a și pierdut multe gene ce răspund pentru miros, probabil că din cauza diversității limitate în alimentație. Peștele călător. Este ușor să recunoaștem acest pește din mii și mii, mulțumită velei sale mari și strălucitoare. Se consideră a fi cel mai rapid pește din lume. Să vezi cum peștele înoată la suprafață, cu notătoarea care iese din apă, este foarte dificil. E de remarcat faptul că peștele își întinde notătoarea doar atunci când este agitat. Înălțimea acesteia este de două ori mai mare decât înălțimea corpului peștelui. Când își ia viteză, înotătoarea se pliază, iar când întoarce, înotătoarea se îndreaptă instant și astfel poate să își schimbe direcția. Datorită unei așa structuri corporale, poate să dezvolte viteza de aproximativ 110 km la oră. Secretul succesului stă în adaptabilitatea lui. S-a învățat să creeze niște curenți în spatele cozii, nu doar datorită formei corpului, dar și faptului că partea din față seamănă cu o sabie. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care creatură vi se pare cea mai periculoasă. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!